Vaccinul care ar trebui să ne protejeze pruncii de tuberculoză mai rău îi îmbolnăvește. Zeci de părinți se plâng disperați pe forumuri și chiar la poliție după ce ar fi ajuns cu bebelușilor la spital din cauza efectelor adverse. Inclusiv medicii admit că acest ser importat de Ministerul Sănătății din Danemarca dă reacții mult mai severe față de cel care se producea în trecut la Institutul Cantacuzino. În plus, sunt nevoiți să le aplice tratamente extrem de dure unor prunci de numai câteva luni. Luca are 7 luni și jumătate. A fost vaccinat în a doua zi de viață cu un ser contra tuberculozei produs în Danemarca. După 2 luni au apărut primele reacții adverse. Am ajuns și la pediatru și ne-a spus din prima adenopatie axilară de la vaccin. Un ganglion umflat. Au fost analize la sânge, au luat suc gastric, radiografie la plămâni, la chirurg, de fapt, ne-a trimis, că era plin de puroi. Apoi a urmat un lung tratament pe bază de antibiotic. Culmea, același folosit pentru tratarea tuberculozei. Mama lui mai povestește că la spital a întâlnit și alte femei în aceeași situație. Copii de numai câteva luni care sufereau teribil, după cum recunosc și specialiștii. Surpriza a fost mare când la 2 luni jumătate, 3 luni după vaccinare au venit primele informații că unii din copii au efecte secundare dramatice sub forma unor adenopatii importante axilare stângi și supraclaviculare. Au fost câteva cazuri care au făcut și reacție pulmonară, adică o tuberculoză, modificări și la nivelul plămânului. Dar au fost foarte puțini. Zeci de părinți au făcut plângeri la direcțiile de sănătate publică, cerând să fie schimbat acest vaccin. Sunt o grămadă de cazuri, am vorbit cu o grămadă de mămici. Problema este de unde l-au adus și de ce nu s-a continuat cu cel de la Cantacuzino. Răspunsul îl dau cei de la Ministerul Sănătății. Vaccinul BCG cu tulpină Copenhaga a ajuns pe piața din România de mai puțin de un an, după ce Institutul Cantacuzino a încetat să mai producă serul. Ministerul admite că au fost semnalate peste 100 de cazuri cu reacții adverse, dar susține că situația nu este una gravă și că de multe ori ar fi fost vina medicilor care au greșit dozajul. 6% din cele 115 reacții, adică 7 cazuri, ca să în care se pare că a fost vorba de o eroare de administrare. Dar cum rămâne totuși cu celelalte cazuri? Medicii pe care îi acuză voala cei din minister au altă opinie. Dacă există o formă severă de tuberculoză pulmonară până să institui și ca tratamentul să aibă efect, sigur că pot conduce și la deces. Specialiștii recunosc că în cazul vaccinului de la Cantacuzino, incidența de reacții adverse era de 7 ori mai mică.